Țara lui Frățică este o emisiune pamfletară în care uneori lucrurile degenerează. Urmărirea acestei emisiuni cu farfuria în față nu este recomandată. Această emisiune nu e Dallas, nici inimă de țigancă. Țara lui Frățică nu își asumă răspunderea pentru niciun perete, nici o pătură, nici un monitor sau tastatură pătată. Vizionare plăcută! Sănătate maximă și virtute intensivă! Începe Țara lui Frățică! Subiectele de azi sunt la limita decenței, așa că am să vă rog pe cei mai săraci cu duhul să trageți oblanele, să închideți ochii, să întoarceți capul, să puneți pămut, să opriți boxele, să opriți monitoarele, să vă culcați. Da, ce folos, că oricum o să vă uitați. O să vă uitați, nu? Pentru început avem o mostră de educație cum numai la școlile de bune maniere se face. La Cancan TV, un nimeni, nu știu, nu mă întrebați cine-i, habar n-am și nici nu cred că vreau să știu. Și-a adus în studio haremul, logodnica și amanta. Păi cu așa audiență, numai cuvinte de aur pot ieși din gura lor. Ia, stai, ascultă-mă, tu poți să rămâi însărcinat în gură? Nu cred că o zis asta. Țărane! Tu poți să rămâi însărcinat în gură? Măi, nimeni, măi! Un gentleman nu spune niciodată, măi! Da bine, ăsta nu e un gentleman, ăsta e un cocalar! Dar stați așa! Fata nu se lasă! Îi dă la pateu cu tot ce are! Dar nu ți este rușine, dar Daniel? Dar s-a întâmplat așa ceva între dar noi? Dar ești însărcinat? Eu cred că nu! Eu cred că nu! Nu s-a întâmplat ce s-a întâmplat între tine și Simona să te piși pe Simona! Nu s-a întâmplat ce s-a întâmplat între tine și Simona să te piși pe Simona, scuză-mă. What? Băi, deci nu știu cum fac unii Lulu, dar am impresia că emisiunea asta a fost sponsorizată de Prostănac Duo. Păi mă, nesimțitule, mă, tu dai cu jetul pe biata fată, mă. Nu puteai să dai și tu cu apă sfințită, să o dai cu mir. Dar adevărul e că, dragă fătucă, miră-te și mulțumește lui Dumnezeu că ai scăpat numai cu jetul. Că la fața aia altul îți dădea direct bucăți în pofă. În continuare, am de făcut o confesiune. Regret enorm că trebuie să-l avem din nou pe Liviu Pârțu la Țara lui Frățică, dar mă, omul nu se poate abține. Ce să-i fac? La o emisiune cu audiență generală, într-un interval orar destul de decent, omul vine și dă o dumă ca asta. Căcăceasă mică, ce faci? Așa probleme cu supapa încât nu poți să te abții... No, poftim, dă-i notă. Emisiune de căp***, prezentator de căp***, dume de... îți lasă gura apă. Tot la Canal Turk, la o emisiune cu întrebări și răspunsuri științifice, prezentatorii s-au gândit că ar fi o idee bună să rezolve un mister, una din marile enigme ale omenirii. Așa că au pus întrebarea asta. Exact. Deci, normal este că nu se întâmplă. Da. Da? Deci este anormal să porți chiloții... două zile fără să-i schimb. Da, bineînțeles. Nu că ar fi nevoie, dar ca să le răspundem la întrebare, da. Da, domnule, este normal. E normal să porți o pereche de chiloți până se vede nicotina pe ei. Atunci când îi poți rezema de pereche, numai atunci o să-i duci la spălat. Noi bine acum. Săptămâna aceasta am avut în capitală un meeting puțin mai neobișnuit. Niște neni și tanti au venit să protesteze împotriva cardului de sănătate, care cică ar veni cu un chip. Și chipul ăla-i lucrarea diavolului. Noi nu vrem să ne satanizăm cu chipurile pe care vrea guvernul să ne le pună. Pentru că ăsta e 666. Ăsta e cifra diavolului. Pentru că ăsta e 666. Maximă 6 cai. Ăsta e cifra diavolului. Sigur că da. Păi, tataie, hai să-ți explic cum stă treaba. Trăim în era smartphone-urilor, tataie. Deci Google știe tot timpul unde ești, ce mănânci, cu ce te îmbraci și chipul ăsta-i problema ta. Ai. Fără chip în acte, libertate. Pentru libertate. Libertate. În anumite raporturi. Nu putem fi niște zombi deleghidați care să fim comandați prin telecomandă. Dar ca să fie oamenii mulțumiți, probabil că și-ar dori niște carduri de sănătate cu moaște în loc de chipuri. Și pentru că trăim în era tehnologiei, ar putea să fie niște carduri de sănătate cu moaștele Sfântului Kasperskie, cu moaștele cuvioasei Adobia, cu moaștele preasfintei Messengera de la schitul din Silicon Valley.
Ca să nu mai pomenim de Gigi, care și-ar dori un card de sănătate cu împăratul Hristos! Un tânăr proletar din Iași, aflat în pușcărie pentru diverse măgării, are o idee. Am o idee, auzi. Are o idee, dumneavoastră. Ideea asta dumitale nu se plictisește singură, frate. Cunoscut interlop ieșan, Cosmo Stănase, pe numele lui de Cartier, The Cartier, Gio! S-a gândit că ar vrea să iasă din pușcărie și să primească un loc de muncă la primărie, ca să se ocupe de niște comunități. Bună idee! Mișto! Mișteaux! Vrea să fie în continuare să reprezentantul romilor din Iași. A depus deja o cerere la primărie. Țintește un post de consilier. Dar oare ce-l recomandă pe Cosmo Stănase pentru un post în sectorul public? Știe să vorbească. Că școala vieții e mai mare ca Smart 2. A, păi ne-am liniștit, mămucă. Dacă e așa, înseamnă că omul e calificat. Propunem așadar să rămână omul în pușcărie și să fie consilier acolo. Pă, probleme de șmen. Am dă-te cu camera asta la o parte, mă. Ce vrei să vezi, băgarea? Este un băiat care se descurcă. Și acum să vedem unde merge tricoul de săptămâna trecută de la țara lui Frățică, tricoul cu Cashfather. Câștigătorul acestei ediții este fanul de pe Facebook cu numărul 16.281 și se numește Avram Alexander din Brăila. Sandule, te așteptăm să ne contactezi printr-un mesaj privat pe Facebook ca să stabilim împreună detaliile expediției. Dă-ne un like pe Facebook și săptămâna viitoare poți câștiga tricoul acestei emisiuni Vacă cu cabină. Iar dacă vă doriți un alt model de tricou, le găsiți pe toate în colecția noastră Ungur Bulan de pe bumbac.ro. Great success! Salutare, bună seara! Băi nene, deci ce mi-a fost dat să văd săptămâna asta incredibil, bă, fraților! În Galați, un nene ajunge la urgență cu un borcan blocat în... Da, acolo! După asta, luni aflăm despre altul, care ajunge la urgențe cu o sticlă de nectar pentru copii! Bine, bă, cetățene, atât ai putut tu, mă, în cultul dracului care ești? O sticluță de nectar pentru copii? Dacă vrei să te dai mare, ia încearcă, mă, cu un flacon de bere! Bagă-l fără dop și apoi fă lumânarea! Economisești timpul pierdut la crâșmă să te îmbeți! Ordinar ce ești, bețiv! Eu nu înțeleg, bă, tată, cum se distrează unii când fac dragoste! În loc să te uiți tu la un meci bun, la un capatos, tu te joci cu... borcane! Vă dați seama că nu mică le-a fost mirarea doctorilor când au văzut recipientul de compot, acolo unde sunt obișnuiți să vadă de fapt niște șerpi. Dar e o ascunzătoare excelentă, bă, tată. Eu acum realizez, acolo și-a băgat și Adiță banii. De-aia s-a oprit pe la clinică la ieșirea din Pârnaie. Hai, pa! Failul acestei săptămâni nu putea să fie altul decât cel pe care îl veți vedea în continuare. Se pare că v-a plăcut foarte mult, de altfel este și foarte bun, așa că mulțumirile noastre merg pentru toți cei care ne-au trimis sugestii pentru failul acestei săptămâni, dar în special lui Mihai Dumitrache, Tavi Diaconu și George Melinte, cei trei care ne-au propus failul acestei săptămâni. Dic, ce speriu pe copilul ăsta! Ce tătătăt soldat când m-a mișcat! Bă, ce faci ăsta? Băi, eu sper că glumește. Guștere, pune piedică, suge-i ochiu. A, deci nu cred, mă. Calm. Bă, deci îl spar pe ăsta, mă. Abține-te. Da? No, ia de-aci. Te hlizești ca mutul la măslinie. Ți-am spar trofeul, a? Gata, suficient și pentru azi, ne vedem joia viitoare cu un nou episod din Țara lui Frățică. Până atunci însă dați-ne sute de mii miliarde de like-uri și share-uri pe Facebook ca să avem foarte, foarte mulți fani și bineînțeles ca să aveți șansa de a câștiga tricoul acestei ediții săptămâna viitoare. Așteptăm comentariile voastre pe Facebook și pe canalul nostru oficial de YouTube, așteptăm și propunerile voastre pentru failul săptămânii viitoare sub formă de mesaj privat pe canalul nostru oficial de Facebook. Tot până joia viitoare, ascultați-ne pe Kiss FM și nu uitați să vizitați shop-ul nostru de tricouri de pe bumbac.ro. A, și mai am o veste! Luni, pe 1 aprilie, Țara lui Frățică merge la Oradea, la Lotus Center! Nu-i păcăleală, nu-i vrăjeală, jur să mor eu, să-mi cocă! Deci vorbesc serios! Am să vă dau detalii mai multe despre asta săptămâna viitoare. Până atunci, să fiți cuminți și... pe data viitoare! Ahahaha!